lumea! Toată lumea scârție! Aude scârții tu ăsta! Hai! Operația recrutării se face în 2 timp și 3 mișcări. Nu cred că mi-a plăcut dintotdeauna. Am descoperit arta regiei pe parcurs. Inițial, zona ludică a mea, să spun așa, drăgușorii aia care se jucau în mine și căutau să-și dea un petic, m-au îndreptat spre actorie. Acolo am descoperit, să spun așa, pentru prima dată universul teatral. Încercând de foarte multe ori, în joacă, să completez această zonă actorului cu elemente, propuneri, idei regizorale, am translat ușor-ușor dinspre intențiile și, până la urmă, preocupările mele teatrale din zona actorului spre zona regizorului. Regia a fost o haină îmbrăcată târziu, să zic așa, în parcursul meu profesional. Dar atunci când am descoperit-o, sau mai bine zis, când mi-am permis luxul de a-mi asuma conceptul unui întreg spectacol, m-am îndrăgostit remediabil de această zonă și am zis aș vrea să las cel puțin deocamdată deoparte actorul, nu să-l abandonez, ci doar să-i dau voie să respire și să-și regândească strategiile și să las regizorul să cuvânte mai mult. Și așa a început totul ca o aventură. Facultatea de altfel de regie am făcut-o la ani buni după ce am absolvit actoria. Cred că vreo 15, poate și mai bine. Dar în momentul în care jucăria asta mi-a devenit familiară, am intrat pe ea cu maximă seriozitate și am ajuns în faza în care e a doua mea natură profesională după cea pedagogică. Este. Sunt pus în situații actoricești sporadic. Deci nu am o continuitate în ceea ce privește proiectele ca actor, dar atunci când provocarea mănușa este lansată, am fără doar și poate suficiente skills-uri, suficiente îndemânări dobândite din arta regiei pe care le pot folosi. Las finalul poem? Ei, da. Ce porci, nu șupan! Fraților! Cu genul teatrului muzical, să spun așa, ne-am, atât eu cât și anumiți colegi din Iași, de la universitate, ne-am îndeletnicit de destul de mult timp, adică chiar la începuturile mele ca profesor în Universitatea din Iași, Universitatea de Arte, am făcut câteva spectacole la clasa de operă de la Facultatea de Muzică. Așa am descoperit această zonă, de altfel de acolo s-au născut și proiectele în teatre profesioniste. Am avut cumva un examen de maturitate cu o operă de Donizetti făcută în școală, Il Campanello, și am realizat că sunt o ființă muzicală. Dincolo de ceea ce presupune tot apanajul ăsta, instrumentarul teatral, muzica, componenta muzicală a spectacolului este una de o precizie și de o, să spun așa, determinare interioară pe care eu nu mi-o propusesem până atunci. În momentul în care matematica muzicii mi-a impus niște rigori, mi-am dat seama că jocul acesta mă va responsabiliza, că provocarea lansată de teatrul muzical
va fi, fără doar și poate pentru mine, o reorganizare interioară, o reorganizare a artistului. Pentru că nu e suficient să ai fluturi, gărgăuni și idei bune, mai trebuie să le și pui într-o metodă lucidă de lucru, într-un tot unitar, care să ducă până la urmă barca pe celălalt mal. Și teatrul muzical a făcut asta. Mi-a dat un tip de rigoare pe care teatrul de dramă nu mi-l impunea. Acolo jocul fiind unul lăsat de foarte multe ori la voia ambițiilor, intențiilor regizorului, modificărilor de moment care îi vin și așa mai departe. În teatrul muzical am încercat, am abordat mai multe genuri, iar opereta, asta era de fapt esența întrebării tale, a venit acum ca probabil cea mai mare provocare de gen și mă bucur să spun că în momentul ăsta cred că i-am intuit eșafodajul acela, acele particularități pe care să le exploatez pentru a scoate un spectacol din ceea ce la început este doar scriitură muzicală, respectiv scriitură dramatică. Acum, ca să închei răspunsul meu, am curajul să încerc și genul operetistic la nivel profesionist, pentru că, repet, asta întâlnirea mea cu opera s-a întâmplat în cadrul clasei de operă. Nu am avut parte de încercări de acest gen în teatrul mare, în teatrul profesionist. Am făcut muzical, am făcut operă, am avut parte de tot felul de încercări pe zona vodevilistică, iar acum opereta a venit ca un culminare a încercărilor mele și sper din suflet că am și reușit. Contextualizare istorică de care nu putem face rabat, adică de la care nu putem să abdicăm. E important să lăsăm firul roșu al poveștii plasat acolo, într-o zonă în care, să spun așa, discriminarea, că până la urmă e o formă de recuperare a unei perioade istorice în care știm foarte bine această seminție, cea a țiganilor, actualmente romii, era tratată cu un tip de, nu știu, aș folosi un cuvânt mai dur, să spun așa, erau etichetați ca niște venetici care au venit să perturbe un sistem bine pus la punct, cel al Occidentului, al lumii occidentale. Ușor ei s-au integrat, că există și astăzi probleme în a integra pe de-a întregul, asta știm cu toții. De fapt, asta a fost partea pe care am translat-o de atunci din epocă, din spiritul acelei epoci când a fost scrisă opereta și când Imperiul era, să spun așa, într-o formă de zile mari și cumva dictau politica momentului respectiv. Acum, astăzi, nu mai avem parte de astfel de atitudini radicale la adresa țiganilor, dar, în egală măsură, nu putem să facem abstracție de faptul că în jurul nostru sunt în permanență situații în care se pune în discuție această interculturalitate, cum să spun eu, încă neașezată într-o matcă sigură. De acolo am împrumutat doar această parte a celor două lumi care prin contrast se valorizează reciproc, cea a țiganilor, respectiv cea a locuitorilor țării, imperiului și așa mai departe, dar am adaptat la situațiile și la condițiile de astăzi, la atitudinea societății de astăzi, am adaptat acele părți care sunt veșnice, sunt inepuizabile, reprezintă
nu știu, teme de, cum să spun eu, de lungă întindere în timp și cred că nu vor pieri niciodată. Iubirea, cum să spun eu, iubirea cu năbădăi, adică cea care este întotdeauna obstrucționată de societate, de mediu, de familie, de context. De asemenea, am luat de acolo și mi-am dat seama că există un foarte bun racord cu prezentul, această, hai să spunem, această luptă pentru putere, această luptă pentru a dobândi controlul într-o situație. Sunt aici două lumi care se confruntă în Voievodul Țiganilor și aceste două lumi sunt reprezentate de cea a parveniților, parveniții fiind cei care au făcut întotdeauna bani sau și au clădit imperii pe ruinele celorlalți, și lumea celor care încearcă să facă dreptate, să așeze în normalitate lucrurile. Și aici, Barinca, personajul principal din Voievodul Țiganilor, este un purtător de standard. El reușește prin un soi de determinare, de ambiție, să ducă lucrurile la bun sfârșit, să reabiliteze lumea țiganilor și să reașeze cumva o rânduire socială a locului în care se întâmplă acțiunea. Construit o distribuție în care cred că fiecare interpret și-a găsit locul potrivit. Dacă rolul principal nu poate intra, să zic așa, în zona comicului de care aminteai, pentru că nu e din scriitură formulat în direcția asta, sunt suficiente personaje care amintesc de zona comediei de moravuri, de zona comediei de situație, arhetipuri de care de obicei sau pe care de obicei le arătăm cu degetul, încercăm să le evităm în viața de zi cu zi, bazându-ne pe faptul că avem suficient de multă luciditate să delimităm ipocrizia de adevăr și de să spun așa, conștiință și moralitate, că putem delimita foarte bine lucrurile, parvenirea și aceste forme de a accede de munca cinstită, de oamenii care fac carieră pe propriile forțe. Și aici, în acest spectacol, am un umor acuzativ. Am un umor acuzativ la adresa celor care, ca și atunci, ca și acum, își fac titluri de noblețe și de mărire din defecte, din tare ale umanității din totdeauna. Umorul se naște aici, la granița dintre cele două lumi. Puse în contrast, întotdeauna nasc, dacă nu reacții violente, și nu e cazul, pentru că, cum spuneai, opereta este un gen comic, nasc măcar un umor moralizator, un râs moralizator. Și partiturile încredințate personajelor care pot să construiască acest tip de umor au fost sau sunt slujite cu maximă credință de interpreții, de soliștii și toți ceilalți artiști ai teatrului. Am bucuria să mă amuz de propriul spectacol în timpul repetițiilor, să râd, ceea ce e un mare privilegiu pentru un regizor. Las deoparte emoțiile și toată fervoarea construcției regizorale și mă relaxez pe pasaje în care lucrurile funcționează deja, nu mai presupun intervenții din partea mea și îmi dau voie să fiu un spectator și atât. Nu le lungi, lasă pauzele aia expresive, deodată... Mi se pare că sunt mult prea tăiate. Păi nu, dă înapoi tău, știi? Să nu fie deodată, știi? Să nu fie deodată... Da? Lasă, filează-le motivele, da? Ok. Să ai un mister. Thank you.
Absurdul este un gen care, un gen dramatic, să spunem, care în sfârșit e mai mult decât atât, pentru că este și filozofie în egală măsură. Existențialiștii au născut, practic, sau generația existențialiștilor a generat acest curent, care ulterior a fost perfect calibrat ca gen dramatic. Da, din absurd am împrumutat, sau mai bine zis, împrumut de fiecare dată condiția clovnului. Condiția clovnului care este, până la urmă, esența umanității. Aici sunt încifrate neputințele, nevoile, minusurile, neajunsurile, tristețile omului, de omului în general, mascate de acel statut social pe care întotdeauna încercăm să-l jucăm cât mai bine în fața celorlalți. În dărătul măștii întotdeauna sunt lacrimi, sunt tot felul de, hai să le spun așa, sentimente năucitoare pentru fiecare dintre noi. Absurdul a proclamat această condiție a omului ca și clov, iar fiecare spectacol în care lucrez sau la care lucrez îmi amintește sau îmi trezește în răstimpuri această formă de a privi umanitatea. Aici, clovnii sunt cei care au încercat, dar nu au reușit să-și construiască imperii, să-și realizeze destine remarcabile. Ei sunt clov, pentru că în final pierd partida. Matei Vișnic mă influențează din acest punct de vedere. Îmi amintește întotdeauna că în dărâtul fiecărei povești, umanitatea e aceeași. Umanitatea suferă de aceleași probleme și caută cu disperare aceleași soluții la problemele pe care le are. Lucrez foarte bine cu Daniel. Daniel este, de altfel, unul dintre scenografii de care m-am lipit aproape instantaneu. Am vorbit aceeași limbă, am descoperit împreună niște destul de inspirate, că nu știu cum să le spun altfel, destul de inspirate soluții de imagistică scenică. El mi-a completat ideile, discursul pe care îl aveam deja, conceptul pe care îl gândisem, mi l-a completat într-un mod organic, armonios. A venit exact cu expertiza, cu, hai să spunem așa, cu soluțiile care împlineau ceea ce eu aveam deocamdată, la momentul respectiv, vag în cap. Știam că îmi doresc niște spații largi, niște spații deschise, aerisite, un decor care să permită spectatorului să viseze și să proiecteze mai departe ce e după, ce e în dărătul a ceea ce vede. Și Divrician a venit cu această soluție, a abstractizat decorul. Este, cred, una din încercările curajoase de a construi pe genul operetistic, nu cu decoruri realiste, ci cu niște decoruri ușor suprarealiste, ușor, cum să spun eu, duse în futurism. Adică spectatorii vor avea ocazia să vadă o dinamică a decorului și o transformare la vedere, pe care de obicei în acest gen de spectacol nu o întâlnim. Știm foarte bine că de cele mai multe ori există o formă muzeală de raportare la genul de care discutăm. E important să se audă foarte bine vocile, să sune minunat vocile, interpreții să aibă strălucire, să existe un anumit fast al costumelor și al decorurilor, lucru care aici parțial este înlocuit cu luciditatea celui care vrea să propună noi perspective asupra aceluiași lucru. Și Daniel Divrician mi-a propus această perspectivă, eu încercam sau îmi căutam instrumentarul pentru a desprăfui genul ăsta,
Și el a venit și mi-a lansat provocarea de a încerca un decor abstract, un decor care să aibă capacitatea de a se transforma în permanență și de a-mi construi noi și noi perspective asupra acestei lumi. Te-ai concubinat contrar legii și moralei cu această țigană! Domnule, ai meritat să te trag de urechi, ca de satisfacție nu-ți pot cere. Safi este soția mea. Și ea este soția mea și fiul, familia Carnera. Soția, țigana s-a văzut baroară. Și unde v-ați culuna? Și în ce fel? Pe după moda, țiganul, voi modale. Dacă e regizat, e o problemă sau o întrebare cine anume construiește conceptul și a cui aparține regia, de fapt. Nu, cred că dincolo de intenție, care este primul pas în arta regizorală, eu am intenția de a face un spectacol, nu știu destinația, în schimb, călătoriei mele. La fel, cel care presupunem că ar fi regizat ceea ce noi numim viață, a avut o intenție, a lansat-o, a pus-o în aplicare, iar ulterior, destinația spre care călătoria lui, putem să spunem lui cu L mare și atunci îl particularizăm și știm despre cine vorbim, destinația acestei călătorii a rămas o necunoscută. Dovadă faptul că evoluția umanității este imprevizibilă, ne creează în permanență senzația că e ceva ce stă să se întâmple și provoacă așteptare în noi permanent, evident asta mi se întâmplă și mie. Creația regizorală presupune exact acest tip de antrenare a curiozității spre ce ar putea să fie în continuare. Ce mă așteaptă după următorul colț? Care este următoarea oprire? Există totuși un punct terminus? Care e acela? Deci toate întrebările astea se nasc în egală măsură în arta regiei și se nasc despre noi în viața curentă. Fiecare cu el însuși, cred că are tipul ăsta de dialog permanent, interior, evident.